Doi bărbați în vârstă de 28 și respectiv 36 de ani au fost reținuți de către procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, împreună cu ofițerii Serviciului de Informație și Securitate. Potrivit organelor de forță, aceștia fac parte din una din cele patru grupări anihilate la sfârșitul săptămânii trecute. Cei doi bărbați ar fi implicați în migrația și trecerea ilegală a frontierei spre țările Uniunii Europene. Potrivit procurorilor, cei doi ar fi capii unui canal migrațional care scoteau ilegal din țară cetățeni străini fără acte de identitate, inclusiv acelor cu antecedente penale prin traversarea râului Prut spre țările UE. Pentru serviciile acordate, aceștia ar fi solicitat $2,250. Astfel, la 19 aprilie, procurorii au organizat o operațiune specială în care au fost implicați și ofițeri sub acoperire. În rezultatul perchezițiilor au fost depistate echipamente speciale, dispozitive de vizualizare nocturnă și de termoviziune, stații radio de comunicare unilaterală, dar și o barcă gonflabilă. Potrivit procurorilor, acest canal migrațional era gestionat de una din cele patru grupări care se ocupau cu migrație ilegală, contrabandă cu bani, falsificarea actelor și trecerea ilegală a frontierei de stat, precum și șantaj, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotarele țării. Cei doi bărbați au fost arestați preventiv pe un termen de 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 7 ani de pușcărie pentru migrație ilegală. Investigațiile pe caz continuă.